Și revenim la ceea ce ne place, dar de data aceasta revenim pe scena Biz Sustainability Awards, aici unde următorul invitat va păși în următoarele secunde. Mă bucur că este alături de noi, mă bucur foarte mult pentru că pune atât de multă pasiune și, apropo, mă gândeam înainte să vin la conferință că sunt anumiți oameni care au acel har. Mie așa îmi place să cred și îi vezi cum excelează în activitățile pe care le-a întreprind. Iar în cazul lui, e bine, eu cred că are acest har divin care îl ajută foarte mult să fie unul dintre cei mai buni și totodată să aibă și inspirație. Astfel încât în momentul în care pandemia ne-a lovit, în momentul în care toată lumea era ușor dezorientată și era nevoie în adevăratul sens al cuvântului de ajutor, el a pornit Solidar Social, o campanie prin care știu că a gătit pentru cadrele medicale și numai alături de foarte mulți oameni și sunt nerăbdător să aflăm mai multe informații despre asta și nu numai de la șef Adi Hădean, care este alături de noi. Bună ziua, mulțumesc frumos! Da, păi viața e cam așa, o vedem cu toții. Suntem în acest moment al existenței noastre ca specie, adică un moment în care a trebuit să ne mobilizăm cu toții și cât mai mulți, să facem ceva, să ieșim dintr-o situație pe care probabil că unii dintre noi și-au imaginat-o și mă refer mai degrabă sau mai ales la scenariștii de la Hollywood, știi că filme din astea cu pandemii și cu boli necruțătoare pe cale să mistuiască omenirea, am tot văzut, dar pe viu n-am văzut-o până anul trecut și am văzut-o anul trecut pe foarte mare grabă și total neașteptat. Adică să înțelegeți cam în ce situație eram cu businessul nostru, adică unul dintre ele, restaurantul nostru din București. Era luna februarie la final și eram super bucuroși că după un an și jumătate de muncă intensă, în sfârșit aveam o încasare care depășea cheltuielile. Iar în data de 6 martie am fost nevoiți să închidem, la fel ca toți ceilalți din industria noastră. Lucrul ăsta nu ne-a dezorientat prea mult, ne-a dezorientat un pic, dar nu prea mult. Ne-am luat o săptămână să respirăm, să ne gândim, să analizăm puțin și să vedem ce o să facem. Și după o săptămână ne-a fost extrem de clar că lucrul ăsta nu se va încheia într-o lună sau două și am decis să nu ne oprim din muncă și să facem tot ce știm noi, doar că pe un alt palier sau la un alt nivel sau, dacă vreți, cu un alt destinatar. În 1 aprilie 2020 am pornit programul Solidar Social, un program pe care l-am gândit în echipă, cum ar veni, adică nu vine doar din mintea mea, pentru că noi suntem o echipă și cea mai apropiată parte a echipei mele este chiar soția mea, împreună cu care lucrez de foarte mult timp și care generează practic toate activitățile sociale, toate activitățile umanitare pe care le desfășoară echipa noastră. Ea este motorul și creierul din spatele lor și sigur că pe lângă noi sunt și oamenii împreună cu care lucrăm de un an, de 2 ani, de 3 ani, de 5 ani sau de mult mai mulți ani. Adică suntem o echipă, zic eu, destul de mare și cred, simt, așa văd eu, că în acest moment suntem în cea mai bună versiune a sa. Adică eu sunt foarte, foarte mândru de echipa mea și sunt extrem de încântat că pot să lucrez cu fiecare dintre ei și să văd cum se implică fiecare dintre ei. Dar despre implicare o să vorbesc și puțin mai încolo. Deocamdată vreau să vă spun cum am început, pentru că sunt convins nu toată lumea știe cum a început programul ăsta Solidar Social. A început printr-un telefon pe care l-am dat unui amic de la DGSPC, de la sectorul 6, pentru că împreună cu ei mai desfășurasem niște acțiuni punctuale în trecut, acțiuni de genul umanitar sau gătit pentru oameni nevoiași, pentru că ne trebuia un spațiu, ne trebuia o cantină în care să ne putem desfășura activitatea pe care am gândit-o, respectiv să participăm cât de bine putem la susținerea efortului medicilor și cadrelor medicale din spitalele din prima linie COVID, pentru că atunci am înțeles foarte repede că acolo sunt niște oameni care stau să muncească zi și noapte și își pun viața în pericol pentru noi toți, pentru că până la urmă noi toți suntem expuși întâlnirii cu acest virus și cu posibilele urmări ale acestei întâlniri. Am obținut foarte repede
acordul de GSPC-ului să demarăm acest program. Și îmi amintesc că în primele 2-3 săptămâni am muncit atât de tare și atât de intens încât ajunsesem să facem 1200-1500 de porții de mâncare caldă zilnic, mâncare care era livrată către spitale din prima linie COVID. Dintre toate spitalele la care am livrat, livrăm în continuare la Spitalul Matei Balș, care este un spital COVID, și am... Să zicem că am oprit livrarea către alte spitale pentru că între timp, adică atunci imediat, se mobilizaseră mulți alți colegi din Horeca, oameni foarte inimoși care au început să lucreze exact la acest lucru, adică restul spitalelor erau cam acoperite și noi am decis să preluăm Matei Balș și am și rămas cu activitatea canalizată către direcția aceea. Și pe lângă asta, imediat am reușit am început să livrăm mâncare și în sectorul 6 către beneficiarii de GSPC de acolo. Oameni nevoiași, oameni în vârstă, imobilizați în casă, oameni care, din motive pe care le știm cu toții, nu mai aveau cum să iasă, să-și procure hrana singur, nu mai aveau cum să se deplaseze către cantină, pentru că, în mod normal, lucrurile se desfășoară cam așa. Există aceste cantine sociale ale statului român, cele mai multe dintre ele, care deservesc anumite sectoare, cartiere sau segmente de populație. Oamenii vin la cantină în fiecare zi și mănâncă ei, dar fiind în plină pandemie și în stare de urgență, lucrul ăsta n-a mai fost posibil, așa că am început să livrăm noi mâncarea către ei și am ținut-o așa intens, mult și bine, aș zice eu, nu doar mult, ci și bine, pentru că am avut cu ce? Am avut, pe de-o parte, foarte multă determinare în rândul nostru, al echipei. Am avut șansa, și șansa și bucuria de a reuși să atragem extrem de repede lângă noi foarte mulți voluntari. Au participat peste 100 de voluntari deja la acest proiect în decursul unui an și un pic, aproape 200 de fapt, voluntari care au venit să lucreze la bucătărie, au venit să lucreze la ambalare, la partea de livrare, adică șoferi, ambalatori și așa mai departe. Sigur, meseria de ambalator nu este o meserie calificată, dar e o activitate pe care poate să o facă oricine dorește să ne ajute și vă rog să mă credeți că aceea este... E o parte mult mai dificilă decât a face mâncarea, pentru că trebuie să ambalezi în timp foarte scurt mii de caserole pe care să le livrezi în așa fel încât ele să ajungă calde. Și acum fiecare om din domeniul ăsta de activitate în care mă mișc și eu, adică din Horeca, știe ce înseamnă să livrezi mâncare și să vrei ca ea să ajungă caldă și în condiții bune la destinație. Pe lângă oamenii care au participat efectiv la a face și a livra mâncarea, au participat foarte mulți alți oameni din țară sau din străinătate care au început să doneze sume după puterea proprie și ei donează în continuare, adică donațiile nu se opresc pentru că nici acest proiect nu s-a oprit. Și pe lângă ei, companii foarte mari din industria alimentară care au început să ne ajute cu ingrediente. Cred că am trecut deja de 200 de tone de ingrediente transformate în mâncare până în acest moment, ceea ce înseamnă destul de mult pentru o cantină socială. Și eu spun acum generic cantină socială pentru că deja activăm în 4 puncte, adică avem cantina socială de la Crângaș, unde colaborăm cu DGSPC sectorul 6. Mai avem o cantină la Petrila, care deservește niște copii foarte faini și foarte isteți, dar care s-au născut cu mai puțin noroc în viață. Acolo colaborăm cu organizația Salvați Copiii, care ne sprijină foarte mult. Mai avem activitate la Ploiești, unde lucrăm împreună cu partenerii noștri de la Concordia. Acolo participăm cu mare drag la activitățile școlii de meserii și sunt și acolo niște tineri pe care reușim să-i ajutăm să vadă mai mult din viața asta și să poată atinge lucruri mai multe și mai bine și mai frumos. Și pe lângă ei mai avem și activitatea din Constanța. Acolo colaborăm cu doi preoți din două comune constanțene care se deplasează în fiecare zi câte 80 de kilometri să recupereze mâncarea pe care o facem noi și apoi să o împartă
tot așa, unor oameni care trăiesc în niște condiții foarte greu de imaginat. Și vă rog să mă credeți, chiar sunt foarte greu de imaginat. Noi, ăștia, cei mai mulți care avem acces la multă informație și am avut și noroc în viață să ne putem desfășura activitatea așa cum ne place și să muncim și să putem crea și să ajungem la un anume stadiu de prosperitate, ne ajungem să ne înfometăm intenționat și să numim chestiunea asta fasting, intermittent fasting, ca să nu acumulăm mai mult decât ne-am dorit. Dar vă spun eu că sunt oameni care fac fasting în fiecare zi de dimineața până seara. Sunt, poate nu știți, dar în România sunt 4 milioane de oameni care trăiesc la limita sărăciei. Și foarte mulți dintre aceștia trăiesc la limită, dar în partea de jos. Și coboară foarte mult sub limită și pur și simplu nu au cum să ajungă la mijloacele de trai la care ajungem noi, ăștia alți. Și cred că pentru ei trebuie să facem genul ăsta de acțiuni. Și pentru ei și pentru noi, pentru că până la urmă forța unei societăți și progresul unei societăți reprezintă suma progresului fiecărei persoane care compune această societate. Și cred că e un moment în care putem să acționăm foarte bine și foarte apăsat să tragem România puțin în față. Noi cu programul Solidar Social, voi fiecare în parte cu ce acțiune puteți să întreprindeți și pentru alte persoane, nu doar pentru persoana proprie. Și acum vreau să vă spun foarte pe scurt ce vrem să facem în continuare cu programul Solidar Social și de ce nu l-am oprit după un an și un picuț. Până în momentul ăsta am reușit să facem peste 200.000 de porții de mâncare caldă pe care să le livrăm așa cum ne-am propus la începutul proiectului. Și facem lucrul ăsta în continuare și pe măsură ce muncim și pe măsură ce desfășurăm activitatea asta, observăm cât de adâncă este groapa sau prăpastia, dacă vreți, în care trăiește o mare parte a populației României, pe de o parte, și pe de altă parte, cât de slabă și de firavă și în cele mai multe părți inexistentă este infrastructura care poate să preia sutele de tone de mâncare care se aruncă în fiecare săptămână, în fiecare lună, în fiecare an în România. Există niște organisme care se numesc bănci de alimente și care preiau mâncarea asta, care sau preiau cât pot de mult din mâncarea care altfel s-ar transforma în ceea ce se numește astăzi food waste și încearcă să o distribuie cât mai bine și cât mai pe larg. Dar din lipsa unei infrastructuri, această activitate are foarte mult de suferit și inevitabil există multă mâncare care se aruncă în fiecare zi și ăsta este un foarte mare păcat pentru că există și foarte mulți oameni care nu au ce să mănânce efectiv în fiecare zi. Și atunci noi ne-am gândit că ar fi interesant să încercăm și eu cred că o să și reușim cu ajutorul vostru și cu ajutorul partenerilor noștri să construim o rețea, o infrastructură foarte solidă care să poată prelua cât mai mult din această mâncare și să stopăm risipa alimentară, să o aducem cât mai aproape de zero. Pentru că, da, se produce mâncare în fiecare zi pentru că așa merge viața pe planeta asta, adică nimeni nu știe real cât de multă mâncare are de produs pentru a-și putea susține activitatea companiei, fie a companie agricolă sau companie de retail și așa mai departe. Și evident că rămâi cu mâncare pe raft și evident că până la urmă o să o arunci pentru că toată mâncarea are un termen de valabilitate. Ei, acea mâncare care se apropie de finalul vieții ei de raft, să-i spunem așa, este încă utilizabilă, este perfect bună și pe noi ne doare foarte tare când vedem că ea ajunge la groapa de gunoi. Încercăm să o salvăm de la asta și în același timp să salvăm niște oameni care altfel n-ar avea ce să pună pe masă. Asta este o parte a planului nostru de viitor, una foarte importantă, de altfel, și ea trebuie să se concretizeze prin apariția cât mai multor cantine sociale care să preia surplusul acesta de mâncare, de ingrediente, pe care să le transforme apoi în mâncare. Sigur că toate aceste cantine trebuie operate de oameni și operate cu echipamente și operate în condiții de cât mai mare și mai bună siguranță și aici intervin o serie de costuri
care în principiu sunt măricele, dar zic că nu e atât de complicat să le ajungem, să le dăm de cap, știi? Important e să nu ne oprim și practic de asta nu ne-am oprit, pentru că e important să nu ne oprim, să mergem mai departe, indiferent cât este de greu în anumite zile, și am convingerea că o să ajungem la această infrastructură. Apoi, partea a doua, care are bătaie lungă, adică este planul nostru pentru următorii 10 ani, este să construim, plecând de la programul solidar social și de la aceste cantine sociale cu care vrem să împânzim România, să construim câteva centre regionale care să poată prelua oameni din comunitățile sărace pe care le hrănim astăzi și să învățăm cum să-și câștige hrana cu demnitate, muncind în aceste cantine sociale și pentru ei și pentru alți oameni aflați în nevoie. Și ideea asta e foarte puternică în mintea noastră. De ce? Pentru că cred că e, dincolo de orice intenție bună, cred că este mai, cred că nu e bine sau nu faci un bine dacă creezi oameni dependenți de tine. Cred că binele până la capăt îl faci când reușești să ajuți oamenii din jurul tău sau oamenii pe care îi servești într-o zi să devină independenți, să se poată servi singuri și la rândul lor să poată să-i ajute pe alții. Ăsta e planul cu bătaie lungă, adică să transformăm comunități sărace, comunități aflate în mare mizerie astăzi, în comunități sustenabile și care să poată funcționa cu bucurie, cu umanitate și cu demnitate. Cam asta e pe scurt. Vreau să vă mulțumesc vouă tuturor, să le mulțumesc din toată inima voluntarilor noștri, sponsorilor noștri și cu siguranță să mulțumesc echipei mele pentru tot efortul ăsta care e uriaș. Și noi mulțumim, să-l aplaudăm, vă rog frumos, pe Adi Hădean. Mulțumesc. Și totodată mulțumim foarte mult, Adi, că ai acceptat invitația noastră astăzi. Îți dorim mult succes pe mai departe, îmi place foarte mult ceea ce ai spus și cumva la final am apreciat foarte mult, pentru că odată abordați o problemă imediată și apoi îmi place foarte mult viziunea și faptul că aveți o viziune, aveți un plan de viitor și vă ținem pumnii și totodată mult succes în a-l implementa. Mulțumesc tare mult! Dacă vreți să ne ajutați, căutați Solidar Social sau intrați pe activsocial.ro și o să găsiți acolo toate detaliile despre programul nostru și despre cum puteți să participați. Mulțumesc! O informație foarte valoroasă. Mulțumim încă o dată, Adi!